pe domnul primar al sectorului 1 și președinte al organizației sectorului 1 al Partidului Social Democrat, domnul Tudorache. Bună dimineața! Bună dimineața! N-ați demisionat, nu? Adică să vă întreb așa de prima, că am văzut că toată lumea e la modă să demisioneze. Numai vicepreședinții au demisionat, toți vicepreședinții. Teodorovice a fost singur care nu și-a dat demisia, dar automat s-a dizolvat biroul politic și fiind în, demisionari. În momentul acesta nu mai există conducere legal aleasă? Atunci, la momentul ăla, n-a mai fost și, pe urmă, a fost ales un președinte interimar care și-a ales o echipă de conducere pentru o perioadă de o lună și jumătate, perioadă până la congres. Deci, noi cam așa estimăm, cam o lună și jumătate până la congres. Sunt în clipa de față, sigur, multe întrebări despre momentul ales. Era nevoie să se întâmple asta din prima seară, o demisie în bloc a celor care pot fi socotiți responsabili pentru rezultatul alegerilor, poate chiar de duminică seara. Era bine să se aștepte congresul la termen de la anul, ca să nu fie vulnerabilizat partidul de sfâșierea asta internă. Care opțiune credeți că era cea mai bună? Acum teoriile sunt împărțite. Puteam să așteptăm și congresul la anul cu actuala conducere, dar cred că am fi pierdut mai mult timp și a fost o decizie colectivă, în primul rând a celor care au demisionat. Deci erau, demisia totuși este un act unilateral. Deci dacă unilateral, dar multiplu cel puțin aseară. Poftim? Unilateral, dar multiplu aseară. Da? Deci n-avea cum să mai continue rămânând într-un singur om. Că de fapt singurul care nu și-a dat demisia a fost Teodorovici, care automat și-a pierdut postul pentru că nu putea să conducă partidul într-un singur om. Responsabilii au fost măcar identificați pentru ceea ce poate ar fi putut să facă mai mult Partidul Social Democrat? Noua conducere va avea acest rol să identifice persoanele care au defectat în perioada asta de campanie. Deci vom vedea în perioada următoare. Deci într-o lună și jumătate vom vedea ce concluzii trage noua conducere interimară a partidului. Stând acolo în sală, privindu-i pe colegii noastre, care e sentimentul cu care ați plecat, cât era, 12 și jumătate aseară când ați ieșit din sediu? Care e gândul cu care, nu știu, ați știți rămas după ziua? Noi ne gândim la următoarele alegeri. Cu siguranță, acum revenim la întrebarea pe care a spus-o mai devreme, dacă momentul a fost bine ales, dacă am fi mers mai aproape de data de 1 iunie, că în jurul datei de 1 iunie vor fi alegerile locale, eu zic că cu cât ne apropiam de 1 iunie, cu atât timpul rămas de la congres până la ziua votului ar fi fost mai dificil. Vă întreb, fiindcă sunteți unul dintre oamenii cu vechime, Partidul Social Democrat... Nu, că am mai trecut, chiar vorbeam că am mai trecut și prin momentul Adrian Năstase. Deci am prins toate am momentele. Am făcut și de o cronologie a momentelor chiar, în care știți PSD că la un moment dat am și adevărat liderii. Am avut o pauză de vreo 10 minute când, vă dați seama, după atâtea ore mai aveai nevoie de o pauză și chiar rememoram toate crizele, că după sau după un scrutin pierdut intri într-o criză și acea criză se răsfrânge cu, eu cred că o nemulțumire colectivă sau o dezamăgire colectivă, cred că asta este sentimentul. De asta vă întrebam, pornind de la aceste experiențe anterioare, dacă în clipa de față PSD pare într-o criză de leadership, cum ar spune limba engleză, pe care am văzut că o folosesc unii dintre colegii noastre, pentru a se salva de limba română? Nu. Nu, eu consider că e un proces normal, un proces normal pentru un partid care a pierdut alegerile. Dar opțiunile pe care le are pentru șefia partidului nu sunt multe și greu le ridici pe unele dintre ele la nivelul altor foști președinți care au fost debarcați. Deci, cum bine în momentul de față știu două persoane care doresc să candideze la congres. Cine? La congresul din februarie sau ianuarie. Pe unul, Marcel Ciolacu și Gabriela Firea. Deci Gabriela Firea, deci noi am avut o ședință alaltă ieri, noi Bucureștiul, și Firea a spus că își dorește și ea la congres să participe. Nu știu dacă pentru funcția de președinte? Da, pentru funcția de președinte. Nu știu dacă își va menține dorința, dar nouă ne-a spus că își dorește. Asta
cu o zi înainte. Și v-a cerut sprijinul șefilor de organizații? Nu, a spus doar că își dorește. Mai mult până la sprijin, vă dați seama, într-o lună jumătate se pot întâmpla multe într-un partid. Deci în clipa de față există gruparea adunată în jurul lui Marcel Ciolacu? Nu, nu pot spune că e o grupare. Deci, nu, că sunt mai multe grupări. Nu? Nu, nu, nu. Dar sunt mai multe opțiuni pentru poziția de conducere. Mai multe opțiuni, da. Și automat, ca în orice competiție, știți cum e, nu putem să mergem cu un singur candidat. Că, Doamne ajută să fie. Da, sunt doi, trei sau știu câți ori. Fii cel care întrunește cele mai multe voturi, ăla va câștiga. Dar în momentul de față, două sunt opțiunile pentru PSD-iști la conducerea partidului. E un moment, cum spuneam, cu decizii importante în plan guvernamental, în plan administrativ și cumva așteptarea e mare și vis-a-vis de partidul nostru, pentru că e firesc ca într-un astfel de ocazie cineva să fie cu ochiul pe Palatul Victoria, pe măsurile adoptate acolo și pare că nu aveți timp de asta. Eu zic că în 48 de ore se rezolvă problema de... E un vid de putere sau nici... Nu pot spune un vid de putere. Vă dați seama, în 48 de ore... un transfer de putere. Cred că ăsta este termenul corect. Va intra în lupta de opoziție, pentru că suntem un partid și știm și această opțiune. Sau avem această opțiune, am avut-o tot timpul și mă refer la opoziție. Și ne vom face treaba și în opoziție. Apropo de opțiuni și de opoziție, există în clipa de față deschis un dialog cu Pro-România. Am văzut chiar în seara alegerilor română întinsă. Vă dați seama că eu sunt unul dintre cei care și în CEX am cerut să nu rămânem izolați. Am cerut chiar și la candidatura la președinție, am cerut o colaborare pe partea stângă cu Pro-România și alte. Nu s-a dorit, am fost prea puține voci la acel moment, dar ce pot să vă spun că și Marcel Ciolacu este unul dintre adepții acestor neizolări a Partidului Social Democrat. S-a mai pus problema ieri în CEX, printre altele, ca fiecare organizație să-și stabilească alianțele pentru locale, mă refer. Deci eu zic că ușa e deschisă PSD-ului pentru alianță. Mai ales că se știe, domnul Ciolacu este destul de apropiat de domnul Tudose, care ar putea fi cumva cureaua de transmisie spre ceea ce rămâne din Pro-România, da, pentru că să nu uităm în clipa de față, sunt și plecări din partidul lui Ponta. Deci, cei care au plecat la un moment dat din PSD, poate că n-au plecat ca au vrut, au fost dați afară și au ajuns de nevoie la Pro-România. Deci, cu siguranță, chiar dacă nu ar exista o fuziune, dar eu zic că o alianță pe partea stângă este necesară în momentul ăsta. Mă refer la alegerile locale și parlamentare. Dacă ținem cont că, din informațiile pe care le avem noi și bănesc că și dumneavoastră, se dorește să se țină în aceeași zi și alegerile locale și parlamentare. Da, e un plan care însă are, după mai toate calculele, puține șanse de reușită. E adevărat, dar vor încerca, cu siguranță vor încerca și noi știm de ce încearcă, pentru că cu cât trece timpul și vor ajunge undeva în toamnă, cu atât oamenii își vor da seama că sunt neputincioși în ceea ce și-au propus și nu-i vor mai vota. E voce singulară, s-au mai adăugat și altele. Spuneați că au fost foarte puține atunci când ați propus această deschidere către alianțe. Acum și-au dat seama că am greșit. S-au mai mulțit susținătorii unei variante de apropiere de Pro-România, de pildă, și de alianțe, în primul rând. Deci să facem alianțe. Singurele alianțe în momentul ăsta sunt cu colegii de la Pro-România și de la ALDE. Deci, știți cum e. Înveți din greșeli. Dacă la acel moment au fost puțini care și-au dorit o alianță pentru alegerile prezidențiale, la locale cu siguranță vor fi mult mai mulți care își doresc. Cu domnul Gabriel Oprea, ce mai faceți cu alianța? Nu, n-am vorbit de, punctual de Gabriel Oprea. Nu ați știut de încheierea acelui protocol de cooptarea sa ca vicepreședinte? Nu știam, doar că avem protocoale cu sindicatele. N-am știut
nu ne-a spus la sindicatul X este Ionescu, la sindicatul X este Popescu, că atunci poate te gândeai. Dar cum să devină cineva vicepreședinte al CEX-ului fără să fie validat într-un fel de o structură colectivă de conducere? Chiar ne-am uitat ieri în statut, nu există acea prevedere. Și din cauza asta, dându-și demisia toți, deci automat, chiar dacă ar fi fost cooptați pe acei președinți de sindicate, lidere sindicate. Deci domnul Oprea în clipa de față și-a rupt, adică i s-a rupt, ca să zic așa, conexiunea Partidul Social Democrat. Protocolul a rămas, există protocolul cu PSD-ul, dar nu fac parte din conducerea partidului în momentul ăsta. În conducerea interimară. Au fost discuții despre reapariția și altor personaje care n-au făcut cea mai bună faimă a Partidului Social Democrat. Nu, doar de Gabriel Oprea a fost vorba explicit. Marian Vanghelie? Nu s-a vorbit de Marian Vanghelie. Deși și-a făcut și el apariția, știm, în teritoriul așa nu știu, am văzut 2. Și eu, dar nu a zis nimeni nimic de Marian Vanghelie, toți s-au referit strict la... Pentru că Marian Vanghelie nu are niciun sindicat, deci nu putea să fie între cele 5 sindicate. Era doar în trecere pe acolo. Da, și nu poți să acuzi pe cineva care dorește să vină la un anumit moment într-un partid să... Domnul Miro Mitrea continuă colaborarea cu Partidul Social Democrat și după campanie? A dispărut de la acel moment. A dispărut? Acum, da, deci n-a mai venit, eu nu l-am mai văzut, cred că acum o lună și ceva, înainte de turul întâi. Care e pronosticul dumneavoastră, tot în aceeași calitate vă întreb, de om vechi în partid, pentru refacerea capitalului de încredere, mai ales în rândul propriului electorat, pentru că se vede limpede PSD și-a pierdut ancorele în ceea ce înseamnă asta este rolul întâlnirii structurile de sociale. Ăsta este rolul întâlnirii, să refacem legătura cu masele, încrederea, să le dăm încredere pentru alegerile locale, pentru că noi următorul scrutinie sunt alegerile locale și cu siguranță fiecare primar se uită cu așteptare, cu speranță la ce decizie a noul comitet executiv interimar. Cum credeți că va fi bătălia pentru București în condițiile astea? Ați obținut un scor nesperat de PSD acum 4 ani de zile, când ați cucerit practic toate sectoarele, Primăria Generală a Capitalei. Deci ne vom bate în continuare, vă dați seama, va fi o luptă dificilă, dar întotdeauna lupta, dacă este și câștigată, este foarte frumoasă. Ne uităm în continuare la ceea ce se întâmplă în Partidul Social Democrat. Mulțumesc mult, domnule Tudorache, pentru informațiile din interior și pentru ceea ce le-ați transmis, cred, inclusiv colegilor dumneavoastră. Așadar, știrea zilei de astăzi, Nadina, după știrea serii cu demisia în bloc, e că PSD își deschide ușile pentru posibile alianțe.